Ai fost coleg, ai împărțit vestiarul cu niște jucători care au ajuns jucători, fotbaliști reprezentativi la Dinamo, cum a fost Florentin Petre, regretatul Cătălin Hăldan. Spune-mi și nouă, cum erau ei atunci în perioada junioratului, ce amintiri ai cu ei? Și vreau să mă axez un pic pe regretatul Cătălin Hăldan, pentru că este foarte iubit în momentul de față de galeria lui Dinamo, însă Și nu normal să fie. mulți știu cum era el de fapt. Sunt foarte mulți fani dinamoviști tineri care tot aud Cătălin Hăldan, dar nu știu cum era el. Nu, este foarte greu, cel puțin mie mi-este foarte greu să am foarte multe chestii în cap, știi, apropo de el, de toți, de fapt, dar de el în mod special. Uite, cred că un singur exemplu ar fi cel mai Spune, elocvent. spune. Eram, la un moment dat, Nemecea Lucescu era la Brescia. Și el, cam fiecare an, ne aranja turneuri de pregătire, amicale. Și într-un an, tot așa, ne-a aranjat turneul respectiv și am avut un meci cu Regiana. Echipă destul de modestă la vremea aia. Cu vreo două zile înainte jucasem cu Bologna, un meci foarte greu, ne bătuse cu 2-0, apropo de Cătălin Hâldan. Da. La meciul cu Regiana l-a lăsat să odihnească. Și l-a băgat pe un minutul 60-70, ceva de genul ăsta. Era 5-6-0 pentru noi atunci. Ne distram, da. Era... Nu. A intrat, pe vreo 5-6 minute, a dat gol. Reacția lui a fost de parcă, în momentul ăla, îi dăduse gol Barcelona în minutul 94, în finala Champions League. Deci o bucurie și o... Deși scorul era 6-0. Da, 5-6-0, adică noi, știi cum, mai ales la vârsta aia, deja eram relaxați, ne distram, încercam fel de fel de chestii. Artificii. Da. Champions League, zicei că a câștigat. Prima dată, pe noi ne-a buvnit râsul. Dar acum, stând și judecând lucrurile la rece cu altă viziune, așa trebuie făcut. Așa trebuie făcut. Nu ce făceam noi. Între picioare, o chestie, o... Da. Nu, e 5-0, e 6-0, exact ce a făcut Bayern cu Barcelona. Nu contează. Mergem până nu în pânzele albe. Dăm, deloc. Dăm cât putem. Da, da, pic, da, să ne ținem minte. Da, da, da. Asta a făcut el. Prima dată noi atunci am zis, ce bă frate, 50, 6-0, ce... Exact, așa. Pentru asta a fost apreciat Cătălin. Vreau să spun că din momentul ăla, deci s-a intrat, mai erau vreo 20 de minute, a dat gol, vreau să spun, cred că a mai dat vreo 3 de atunci noi, pentru că noi a dat gol, a avut reacția pe care a avut-o, hai, cumva va impulsionat. Așa, și până la sfârșitul meciului s-a terminat cu... Am început iar să jucăm de parcă începuse meciul și era 0-0. Da, 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 da. V-a dat așa un imbold. Da, da, da. Deci ăsta era el. Și în afară la fel. În afara terenului vestiar? În afara terenului. Un adevărat lider, un veritabil lider? Da, 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 da. Apropo de încurajări și de... Deci nu suporta gândul... știi că se mai pune problema, mai dacă facem un egal cu ăștia, e bine. Nu, nu. Doar victorie? Nu, nu se poate așa ceva. Egal. Păi noi cine suntem? Nu se poate. Cel mai amuzant moment petrecut în vestiar la Dinamo? Trebuie să fie existat ceva, nu știu, vreun botez al vestiarului, ceva, o întâmplare memorabilă la care să râzi și în momentul de față și astăzi, la atâția ani trecuți de atunci. Mi-aduc aminte, uite, apropo de Dumnezeu să-l odihnească pe Cătălin Hâldan, era un dansator extraordinar. Deci, în cantonamente, în turnee, ce show-uri făcea, apropo de chestiile astea, da, 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 foarte talentat.